Mergem singuri în această bătălie, nu avem adversari. Avem adversari, nu avem dușmani. Dar cred că e momentul adevărului pentru cât de puternic e Partidul Social Democrat și vreau să vă rog pe toți să luați foarte în serios acest apel al meu. Atunci voi ști în acea seară dacă e adevărat ceea ce îmi spuneți cu toții, că sunteți cei mai puternici în fiecare județ, că sunteți mai puternici decât adversari și decât aliații noștri. Totodată, Victor Ponta a transmis cu prilejul Consiliului Național al PSD că cei din formațiune care nu vor avea succes în aceste alegeri vor trebui, în schimb, să își asume răspunderea pentru eventualul eșec. Dacă pe 25 mai, în afară de Harghita și Covasna, sigur, unde nu pot să dau acest obiectiv, Partidul Social Democrat va fi pe primul loc în toate județele țării, atunci îmi veți confirma mie, veți confirma partenerilor noștri și adversarilor noștri că Partidul Social Democrat este acel partid puternic susținut de români despre care vorbim și ne place atât de mult să vorbim. Alegerile europarlamentare de anul viitor, conform spuselor președintelui social-democrat, vor fi coordonate de Liviu Dragnea și Andrei Dolineaschi.